Uitați, uitați, domnilor, lucrare la Ceauru. Au băgat tubul. Bă, cât de fi în lumea asta să pași tubul și să-l scoți iară. Uite, domnilor, aici. Numai să vedeți, să vedeți și dumneavoastră ce n-ați văzut în comuna Bălești. Uitați-vă și dumneavoastră, au băgat tubul și acum îl scot din nou. Mă, cât de să fii! Uitați-vă și dumneavoastră! Uitați-vă și dumneavoastră, stați să mă dau mai aproape. Uitați-vă și dumneavoastră, unde vine Ceanțu și unde au pus tubul. Mă, cât de fi pe lumea, de cât poți să fii de... Închipuiți-vă cine lucrează aici. Niște nei ca nimeni. Așa ne merităm soarta. Pentru că dirigintele de șantier nu vine aici. Ba mai mult, să vă arăt și o conductă de gaze. De gaze care nu trebuie să fie. Deci nu-i protejată, nu-i nimic. Uitați conducta. Dragi gorjeni, dragi bălășteni, asta e conducta de gaze. Ia uitați-o. Ia uite, aceeași firmă, dar alți muncitori. Deci, să scoți tubul din nou după ce l-ai băgat, asta înseamnă o nu știu. Deci nu-mi închipui. Așa se lucrează la Bălești. Nu-i spun decât atât, domn primar. Pleacă, domne, acasă, du-te acasă. Și lasă pe alții care vin pe lucrare, care stau pe lucrare. Lasă șmecheriile. Iară cu angajeri, acum ești în comisie să fac angajeri, ha? Șef de centru astăzi. Vino aici, că se lucrează. Domnule Ungureanu, că te-a votat lumea. Ai luat voturi. Uite aici ce fac oamenii. Tubul. Ia uite acum. Că nu l-au pus drept și l-au pus mai sus decât trebuia. Mă, cât de... Deci imposibil așa ceva. Numai la Bălești se poate face așa ceva. Printr-un filmuleț pe rețelele de socializare, Florin Papuc a ținut să le arate localnicilor din Bălești cum se fac lucrările în comună. Fostul consilier local a criticat în termeni duri modul în care se lucrează pe banii publici. Se scoate tubul pentru că a fost introdus prost de către firma Domar Cons. Deci, cât de să bagi un tub greșit și după aia să-l scoți iară. Deci ne merităm soarta. Ăștia sunt lucrările din satul Ceauru, comuna Bălești, cea mai mare lucrare, comună din Gorj, pardon. Deci, de râsul lumii. Am ajuns cu acest PSD-ul de râsul lumii. Domnule Weber, candidat la Camera Deputaților, domnule Rujan, candidat la Senat, veniți, domnule, la Bălești, că vă votează gorjenii. Ce ați făcut? Uitați ce se întâmplă. Ce face? Sunteți pe mână cu firma asta, Domar Cons, de la Dolj? Domnule Weber, domnule Mișu, ce faci, domnule? Ești președintele PSD-ului pe Gorj. Vină, domnule, încoa. Sau vine peste dumneata să te aduc de urechi. Păi nu vă e rușine, mă, obrazului? Vă dați miei când voi, de fapt, sunteți niște lupi îmbrăcați în blană de oaie. Primarul comunei Bălești, Mădălin Ungureanu, spune că nu știe despre ce vorbește fostul consilier local și că nu îl interesează. Nu știu ce bazaconește Papuc și nici nu mă interesează ce vorbește Papuc. Dar de ce? Asta este punctul meu de vedere. Vă doresc o zi bună. În satul Ceauru din comuna Bălești au început lucrări pentru construirea șanțurilor, iar fostul consilier local semnalează mai multe nereguli cu privire la aceste lucrări din comuna Bălești.